Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Adventiștii de ziua a 7-a și-au ales președintele bisericii la nivel mondial la cea de-a 61-a sesiune a conferinței generale ce are loc în St. Louis din Statele Unite ale Americii. Faptul că cele mai neglijate crize din lume sunt toate în Africa arată eșecul cronic al factorilor de decizie, mass media de a aborda conflictele și suferința umană de pe acest continent. Astăzi vă spunem care sunt aceste crize. Și tot astăzi analizăm dacă un creștin poate fi militant pentru drepturile comunității LGBT. Rămâneți cu noi, începem! Adventiștii de ziua a 7-a și-au ales președintele bisericii la nivel mondial la cea de-a 61-a sesiune a conferinței generale ce are loc în Statele Unite ale Americii. Invitatul meu de astăzi este pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie, și vom discuta acest subiect, acest prim subiect. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Bun găsit! Pe site-ul oficial al Bisericii Adventiste, dacă intri chiar pe prima pagină, pagina centrală, vei găsi chiar și linkul de conectare, pentru că totul poate fi urmărit în direct pe site-ul oficial adventist.ro. Ei bine, iată, avem date despre ce se întâmplă acolo. Poate ne spuneți în primul rând ce înseamnă conferința generală a Bisericii Adventiste și să ne spuneți câteva cuvinte despre realesul președinte Ted Wilson. Pentru cei ne familiarizați cu structura organizatorică a Bisericii Adventiste, vreau să spun că există patru niveluri de organizare. Biserica locală, asta e în toată lumea, o regiune anume, cum e la noi partea de sud a țării, est, vest și așa mai departe, formează o conferință, deci un grup de biserici locale, ăsta e nivelul 2. Nivelul 3, uniunea de conferințe sau de biserici, în general acoperă un teritoriu național, și conferința generală, care este structura internațională. Conferința Generală, la rândul ei, pentru bună funcționare, are împărțit teritoriul globului în 13 diviziuni, așa numite diviziuni. Dar ele nu sunt un nivel de organizare, ci sunt pur și simplu diviziuni ale Conferinței Generale. Odată la 5 ani se întâmplă evenimentul care se derulează zilele acestea, adică sesiunea Conferinței Generale, unde delegați din toate teritoriile din lume, peste 225 de țări, sunt reprezentați acolo pentru a discuta chestiunile fundamentale. Alegerea slujbașilor bisericii pe un mandat de 5 ani, chestiuni de doctrină, dacă ele apar, și chestiuni de organizare care țin de manualul bisericii. Sesiunea de anul ăsta e întârziată cu 2 ani din cauza pandemiei, era programat în 2020, nu s-a putut ține, a fost reprogramat anul trecut, nu s-a putut ține, și în sfârșit acum. E în direct pentru că chiar și acum 600 și ceva de delegați n-au putut veni și ei funcționează ca delegați cu drepturi ca și cei prezenți, fiind online. Votul și toate se dau online pentru ca să fie totul în regulă. Bun. A fost reales președintele Conferinței Generale, de pastorul Ted Wilson, care are ani mulți de slujire,
este la al treilea mandat ca președinte al Conferinței Generale, a fost vicepreședinte. Iată acum delegația română, Delegația română, pe ecran am putut să-i vedem. De altfel, chiar vedem imagini de la sala de conferințe din San Luis, din Statele Unite ale Americii. Exact. L-am avut pe ecran ceva mai devreme, chiar și cu pe președintele Ted Wilson, da, actualul președinte, dar și cel care, așa cum spuneți, a avut acest mandat. Este al treilea mandat. Cine este Ted Wilson? Este pastor? A fost vicepreședinte al Conferinței Generale, un timp a condus editura Adventist Review, a fost președintele unei diviziuni, cea din Euroasia, deci acoperind fosta Uniune Sovietică. Tatăl lui, la rândul lui, a fost președinte al Conferinței Generale cu mulți ani în urmă. E un om cu experiență și a fost reales. Au fost reales de asemenea secretarul general al Conferinței Generale, e un brazilian. Chiar acum este pe ecran președintele Ted Wilson, pentru cei care nu sunt familiarizați cu persoana, cu figura, pot să se uite. Alături, cred că este chiar soția. E soția, da? Nancy. Spuneam, a fost realist și secretarul general al Conferinței Generale, un brazilian, Ayrton Collor, cum s-o pronunța în portugheză, și de asemenea trezorierul Conferinței Generale, Paul Douglas. Ieri au fost, acesta este Brett Thorp, bine cunoscut în România, pentru că a fost și a ținut o campanie de evangelizare aici în România. Au fost aleși ieri, mă rog, cu decalajul orar, zic ieri, vicepreședinții Conferinței Generale. Sunt două tipuri de vicepreședinți. Sunt unii care lucrează la sediu, 7 la număr, și președinții diviziunilor sunt de fapt vicepreședinții ai Conferinței Generale. Cei 7 au fost aleși, 5 dintre ei au fost realeși și 2 noi, o europeană, fostă până acum secretară a diviziunii nord-europene Trans-Europa, o suedeză, și un altul, Maurice Valentin din America de Nord. Urmează să fie aleși astăzi, mă rog, menționez cu decalajul de fus orar, vicepreședinții care devin președinții diviziunilor, 13 persoane, și apoi restul personalului, secretar, trezorieri, director de departamente la Conferința Generală, în așa fel încât toată organizația să poată funcționa la parametrii normali. În plus de asta, se discută, dacă este cazul, n-am fost foarte atent să mă uit pe agenda, modificări doctrinare, asta sigur nu sunt, și modificări la manualul bisericii, care este ghidul de funcționare al bisericii atunci când este cazul, pentru că doar sesiunea Conferinței Generale are această competență. Pe intervalul între două sesiuni ale Conferinței Generale există așa numitul comitet executiv, care gestionează treburile curente ale bisericii. Dar deciziile astea majore nu se pot lua decât la o astfel de întâlnire. Există o diferență anul acesta față de anii anteriori, dincolo de faptul că există, să spunem, pandemia încă ne creează dificultăți, să spunem, și nu putem să umplem sala așa cum era altădată. Da. Dincolo de aspectul ăsta, bun, nu s-a putut organiza expoziția care arăta cam cum arată adventismul în toată lumea, instituții medicale, instituții de învățământ și altele, edituri, erau prezente standuri, acolo. Asta nu s-a putut realiza. Nu s-a putut face, dar există aceeași expoziție virtuală. Virtual. Adică fiecare din instituțiile astea a făcut o expoziție care poate fi urmărită online. Dincolo de asta, în cei 2 ani care au trecut de la termenul obișnuit, o mulțime dintre responsabilii bisericii au ajuns la vârsta de pensionare și au fost înlocuiți interimar până la sesiunea asta, așa că se vor produce diverse reașezări în ceea ce privește persoanele. Dar nu se schimbă nimic în ceea ce privește modul de funcționare al bisericii. Din ceea ce am observat, totalul delegațiilor e 3.000 și ceva, sunt aleși reprezentativ din toate zonele lumii, în așa fel încât vocea bisericii, pentru că să nu uităm, Biserica Adventistă de ziua 7 este o biserică de tip reprezentativ. Noi nu avem un papă sau slujbași, vedeți, sunt aleși periodic, nimeni nu este etern în
într-o funcție sau în alta, mă rog, într-un post de slujire sau în altul, și vocea bisericii este ascultată. Nu pentru ca să modifice doctrinele cum vor unii sau alții, nu pentru ca să schimbe modul de funcționare, cum bate vântul în societate, ci pentru ca să păstreze relevanța bisericii, nota ei specifică și mai ales ancorarea ei în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, să nu uităm, Biserica Adventistă de ziua șaptea nu recunoaște materie de norme morale, de conștiință și în materie de organizare decât Biblia. Nu există altă bază decât Sfânta Scriptură. Mulțumesc că sunteți aici. Așadar, până pe data de 11 iunie, intrați pe site-ul Bisericii Adventiste de ziua 7, adventist.ro. Aici vă veți putea conecta în direct cu acest eveniment. Iar noi mergem mai departe. Faptul că cele mai neglijate crize din lume sunt toate în Africa arată eșecul cronic al factorilor de decizie, donatorilor, mass media, de a aborda conflictele și suferința umană de pe acest continent. Astăzi vă spunem care sunt aceste crize, împreună cu pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă. Bine v-am regăsit. Care sunt aceste crize despre care se scrie în presa religioasă? Cele 10 crize. În primul rând, raportul este întocmit de Consiliul Norvegian pentru Refugiați. Acest Consiliu Norvegian în fiecare an face o listă cu crizele importante din lume și în special crizele unde nu ajung suficiente ajutoare. Anul acesta, pentru prima dată, toate cele 10 regiuni sunt din Africa. Vă dau ca exemplu primele trei. Prima, Republica Democrată Congo, care este din nou pe primul loc, unde o treime din populația țării, 27 de milioane, sunt flămânzi. Deci vorbim despre o cifră enormă. Peste 5 milioane jumătate de persoane strămutate din cauza conflictelor și atacurilor violente din interiorul acestei țări. Prețurile au crescut, aproape s-au dublat la alimente de bază în urma crizei ucrainiene. A doua pe listă este Burkina Faso, unde de asemenea a crescut violența din nou, lăsând morți peste 800 de civili. Aproape 2 milioane de oameni sunt strămutați din casele lor și 3 milioane jumătate suferă de foame. Camerun, de asemenea, 4,4 milioane de persoane care suferă de foame. 10% din populația țării nu are siguranță economică. Copiii nu pot să meargă la școală. Celelalte țări din listă sunt Sudanul de Sud, Ciad, Mali, Sudanul, Nigeria, Burundi și Etiopia. În toate aceste țări se cam repetă același scenariu. Foame, violență, persoane care sunt scoase din locul lor, strămutate din casele lor, crize migratorii importante și insuficiente ajutoare pentru a sprijini aceste situații. Care sunt factorii care mențin și favorizează aceste crize? Pe aici, pe acolo ați amintit. Dar dacă ar fi să vă uitați la cele 10 crize, există un factor comun care favorizează? Da. Sunt 3-4 factori pe care eu am observat și care se repetă la fiecare țară. Unul este violența. Sunt multe conflicte etnice și religioase. Persecuții religioase sau încercări de a extermina etnic anumite grupuri. Alta este foametea, pronunțată de secetă, inundații, de criza acum din Ucraina. Mult grâu se exporta din Ucraina către Africa. De asemenea, criza energetică a făcut să crească prețurile. Apoi, în ceea ce privește ajutorul umanitar, în multe din aceste țări, ziariștii și organizațiile umanitare au dificultăți în a ajuta. Sunt arestați, răpiți ziariști, cooperatori, ceea ce face foarte dificilă ajutorarea. Și apoi, progresul economic lent și capacitățile limitate ale țărilor respective de a face față oricărei crize, cât de mici ar fi, care produce un cutremur în regiunea respectivă.
În ultimul timp au fost mediatizate numeroase acte de violență, vorbeați despre violența ca factor comun. A fost mediatizat masacrul din Nigeria. Practic a șocat o lume întreagă acest masacru din sud-vestul Nigeriei, unde mai mulți bărbați înarmați au atacat o biserică catolică în timpul slujbei de duminică și au ucis cel puțin 50 de persoane, inclusiv femei și copii. Există explicație pentru așa ceva? Autoritățile încă nu au dat o explicație concludentă, nu au spus cine sunt atacatorii, dar știm că în Nigeria atacurile islamice asupra congregațiilor creștine sunt frecvente. În cazul acesta, cei atacatorii nu s-au identificat, nimeni n-a revendicat atentatul, dar se presupune că sunt aceleași mișcări islamice care încearcă să-i terorizeze pe creștini. Să intri într-o biserică și să începi să tragi în stânga și în dreapta, să omori pe oricine, este ceva de neimaginat și care nu am mai văzut în ultimii ani, pentru că, în general, bisericile, mai toate religiile le consideră locuri de refugiu, locuri sfinte. Acum vedem și în conflictul din Ucraina și în Africa cum bisericile sunt ținta acestor atacuri. Spuneam și repet, faptul că cele mai neglijate 10 crize din lume sunt toate în Africa arată, spun comentatorii, eșecul factorilor de decizie, organizațiilor umanitare, religioase chiar, mass media, de a aborda conflictele și suferința umană de pe acest continent. Există soluții? Ce părere aveți? Există soluții, dar dacă stăm puțin să ne gândim, când a căzut blocul comunist, a fost nevoie ca țările implicate să ia măsuri. Când a avut loc primăvara arabă, a fost nevoie ca oamenii să se mobilizeze și să facă ceva ca să schimbe. Europa, Statele Unite pot să ajute la nesfârșit Africa, dar până când Africa nu se va trezi ca să facă reforme din interior, cel puțin personal văd imposibil o transformare reală a Africii. Pentru că vedem că de fiecare dată când au loc revoluții, răsturnări de guvern, sunt înlăturați niște dictatori ca să apară alți dictatori. Țări foarte bogate în care se îmbogățesc doar câțiva, iar restul populației moare de foame. E adevărat că noi trebuie să ajutăm, dar părerea mea personală este că până când africanii nu se vor trezi și nu vor face schimbări radicale, nu se va termina cu aceste situații din Africa. Mulțumesc mult, Cristi Dobra, pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni. Și vă mulțumesc, la revedere. La revedere. Aici, în studio, alături de mine, se află pastorul Valeriu Petrescu. Așadar, cele mai neglijate 10 crize sunt toate în Africa. Există soluții ca să nu mai avem aceste liste și toate crizele? Există două tipuri de soluții. Africa. Cele politice, care se vede că nu prea dau rezultate, pentru că de secole se încearcă punerea pe propriile picioare a Africii, în așa fel încât să nu mai fie continentul asistat, care are nevoie mereu de ajutor umanitar și așa mai departe, fiindcă resurse există. Și există soluția creștină. Ambele tipuri de soluții nu vor funcționa. De ce? De ce? Pentru că cele politice vedem că nu dau rezultate. Există acolo un complex de interese economice. Vestul se face că nu le vede și nu vorbește despre ele, dar toți dictatorii ăștia n-ar sta nicio oră la butoane dacă n-ar fi sprijiniți financiar de firme, de entități interesate în extragerea bogăților, în valorificarea lor și așa mai departe. E un complex. Ce spunea Cristi Dobra este de asemenea adevărat. Africa nu este obișnuită, nu este educată, nu vreau să spun că sunt needucați, dar nu este educată în spiritul ăsta antreprenorial, modern, ca să-și poată gestiona toate problemele. În spirit tribal ei se descurcă. Dar dincolo de nivelul ăsta, la sistemul organizatoric al lumii moderne, nu fac față. Soluția creștină nu funcționează pentru că lumea creștină e mai mult cu numele creștin. Adică spiritul ăla al împreunei simțiri, spiritul acela în care
ești învățat că dacă cineva îți cere haina, dă-i și cămașa. Dacă cineva îți spune să mergi cu el o milă, un kilometru, mă rog, 2 kilometri, mergi dublu. Ăla a rămas doar pe paginile Scripturii, din nefericire, pentru majoritatea creștinismului. Nu vreau să spun că nu sunt oameni sau biserici sau organizații caritabile să nu practice lucrul ăsta. Sunt o mulțime. Cunosc personal în România persoane care an de an merg în Africa, fac voluntariat, medici, personal medical, tot felul, ajută acolo. Apropo, Speranța TV tocmai ce a construit o fântână. Bun, dar astea sunt o picătură într-un ocean. Exact. Dacă toată lumea creștină s-ar mobiliza și ar spune jumătate din hrana pe care noi o aruncăm, mergem, o trimitem inițial în Africa ca să nu mai aruncăm și așa mai departe. Dar vorbim de utopia, exact, adică de o lume care nu va exista niciodată pe acest pământ și singura soluție reală pentru Africa este cea universală pe care Dumnezeu o are în vedere, ceruri noi, pământ nou, dispariția păcatului, dispariția odată cu păcatul a tuturor urmărilor sale. Altfel, vom fi tot așa. Bun, la anul s-ar dă celor 10 Ucraina care traversează o criză teribilă și așa mai departe. Ne gândim la ce ne-ați spus, la concluzia pe care ne-ați transmis-o în cazul acestui subiect. Mergem mai departe și vă propunem să ne gândim la un subiect sensibil. Poate un creștin să fie militant pentru drepturile comunității LGBT? Îl urmărim pe pastorul Ovidiu Băluță, după care revenim aici în studio și comentăm. Papa Francisc, într-un dialog deschis cu James Martin, preot iezuit din New York, a afirmat cu privire la catolicii LGBT: biserica nu vă respinge. O biserică selectivă ar fi mai degrabă o sectă. Nu este prima dată când suveranul pontif face astfel de declarații prin care susține comunitatea LGBT. Întrebat ce i-ar spune unuia dintre ei dacă a suferit o respingere din partea bisericii, Papa Francisc a dat un răspuns surprinzător. Aș vrea ca ei să o considere nu ca fiind o respingere din partea bisericii, ci mai degrabă din partea unor oameni ai bisericii, a explicat Papa Francisc. Presiunile comunității LGBT în ce privește drepturile sunt din ce în ce mai mari și amploarea suportului este în creștere. Biserica este mamă și își cheamă toți copiii la oaltă. Să luăm de exemplu parabola invitaților la ospăț. Cei drepți, cei păcătoși, cei bogați și cei săraci. O biserică selectivă nu este sfânta biserică, ci mai degrabă o sectă, a fost mesajul papei. Papa Francisc nu este la prima declarație de acest fel față de homosexuali. În trecut, suveranul pontif declara că toți copiii Domnului au dreptul la căsătorie. Homosexualii au dreptul să fie parte a unei familii. Ei sunt copiii lui Dumnezeu și au dreptul la o familie. Nimeni nu ar trebui să fie alungat sau să fie făcut să sufere din această cauză, explica Papa Francisc. În realitate însă, lupta nu se dă pe toleranța comunității LGBT, ci pe sancționarea celor care nu susțin această comunitate. De exemplu, cazul lui Idrissa Gueye, jucător de fotbal senegalez, care joacă în prezent la echipa Paris Saint-Germain. Gueye este vizat de critici în Franța după refuzul său de a se asocia luptei împotriva homofobiei și de a îmbrăca tricoul curcubeu. Ca și anul trecut, jucătorul lui PSG nu a evoluat într-un meci în ziua dedicată luptei împotriva homofobiei. Consiliul Național de Etică al Federației Franceze de Fotbal i-a solicitat mijlocașului senegalez să dea explicații. În același timp, țara natală, Senegal, îl susține pe fotbalist. Îl susțin pe Gueye. Convingerile religioase trebuie respectate, a declarat președintele Senegalului Macky Sall într-un comunicat dat publicității. Lumea se polarizează din ce în ce mai mult. Dar Biblia vorbește despre o separare, o cernere, o polarizare. De fapt, evenimentele zilelor de pe urmă au această caracteristică. Lumea se va radicaliza, va trece fie la stânga, fie la dreapta.
În studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu, subiect sensibil. Poți fi creștin și în același timp militant pro-LGBT? Nu. Dar trebuie să fiu creștin și în același timp militant pentru dreptul oricui de a crede orice. Adică explicați. Militant pentru libertate religioasă și pentru tot felul de libertăți. Asta nu înseamnă automat că sunt de acord cu ideile cuiva, cu stilul de viață al cuiva, ci înseamnă pur și simplu că militez pentru libertatea de alegere cu care Dumnezeu l-a creat pe om. Așadar, eu sunt interesat ca LGBT și alte grupări să aibă dreptul să-și expună punctul de vedere, să trăiască cum vor, e alegerea lor. Nu sunt de acord cu presiunea asta enormă socială și politică care se face împotriva majorității oamenilor religioși care au alte concepții, adică concepțiile biblice, și care sunt forțați, vrând nevrând, să se facă cel puțin, dacă nu chiar să adopte, ideile cu care ei nu sunt de acord. Cât privește discursul papei, mi se pare iezuit de-a dreptul. Nu că el n-ar fi iezuit, că este. Asta se vede în discurs. Biserica nu vă respinge. Da, dar biserica nu este chemată pe pământ să accepte orice comportament. Biserica este inventată de Iisus Hristos ca să-i cheme pe oameni la pocăință. Și tot Noul Testament, ca să mă rezum la asta, asta spune. Cine fura să nu mai fure, cine făcea... Bun, atunci ce facem? Ne apucăm să refacem lista păcatelor pe care Dumnezeu a dat-o și să spunem asta mai e păcat, asta nu mai e pentru că nu știu ce? Biserica nu are dreptul ăsta. Cine a zis ceva este Dumnezeu. Cine și dacă vrea să schimbe, este doar El. Biserica trebuie să fie primitoare. Biserica trebuie să-i primească pe toți. Dar biserica trebuie să-i cheme pe toți, homosexuali sau nu, nu contează, celibatari sau nu, pe toți, să-i cheme la pocăință. Adică la o trăire a vieții în acord cu voința lui Dumnezeu. Și aici nu trebuie să facă niciun fel de discriminare. Nici o biserică nu are dreptul să spună, să pună pe cineva la ușă, să spună tu ești LGBT, n-ai voie să intri. Tu n-ai dreptul la mântuire. Asta nu e adevărat. Da. Presiunile sunt mari, ați văzut și fotbalistul senegalez. Da. Și ăsta e celebru, Paris Saint-Germain, da. E una din primele două, trei echipe din lume. Nu e normal ca o persoană cu principii creștine să fie pus într-o situație în care să aleagă sau să aibă de suferit. Bine, trendul este și pe alte teme. Black Matter, mișcarea pentru drepturile, nici nu mai știu care e termenul corect, afroamericanilor, fotbaliști care la începutul meciului trebuie să îngenuncheze, iarăși un mod de presiune. Poate eu nu cred în ideologia asta, de ce să fiu obligat, fiindcă asta e trendul? Poate eu nu cred în conținutul ideologiei LGBT, de ce să fiu obligat să promovez cauza asta? Nu sunt de acord. Voi promova întotdeauna libertatea de alegere a oamenilor, nu voi promova niciodată decât acele concepții morale și religioase cu care eu personal sunt de acord. Tragem linia. Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi prin toate știrile pe care le-am urmărit și le-am așezat în fața publicului? Ca o lume complexă. O lume care trece prin crize și nu doar lumea religioasă. Ne referim la situațiile din Africa și nu doar din Africa. Mă rog, astea sunt primele 10, dar mai sunt și altele. O lume care exercită o presiune fantastică asupra conștiinței oamenilor și caută să îi înregimenteze în diverse direcții, nu contează care sunt acele direcții. O lume în care se întâmplă fapte normale, cum vorbeam la început, Congresul Mondial al Bisericii Adventiste, dar și astea în condiții speciale. Pomeneam că 600 și ceva de delegați n-au putut participa din cauza efectelor pandemiei. O lume în care lucrurile sunt într-o continuă schimbare și o lume în care se poate vedea lupta teribilă între bine și rău, între Dumnezeu și Satan. Vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne vedem și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc că ne urmăriți. Numai bine vă doresc!